Este un moment bun pentru a începe activități importante. Berbec, în cursul dimineții luați o hotărâre în urma căreia sunteți nevoiți să vă schimbați programul. Dacă un prieten vă solicită sprijinul într-o problemă, ar fi bine să acceptați fără nicio ezitare. Taur, astăzi aveți tendința de a reacționa impulsiv la orice se întâmplă în jur, încercați să fiți mai înțelegător. Gemeni, se pare că aveți dificultăți de comunicare, ceea ce vă poate afecta relațiile și contactele sociale. Nu refuzați dialogul cu cei din jur pentru a nu fi greșit înțeles. Rac, nu sunteți prea comunicativ și ar fi bine să amânați întâlnirile de afaceri. Dedicați-vă unor activități relaxante. Leu, aveți șanse de reușită în tot ce faceți. Astăzi este un moment excelent pentru a susține examene și proiecte. Fecioară, se anunță o zi favorabilă pentru planuri de viitor și pentru demararea unor noi activități în domeniul social. Nu vă grăbiți să luați decizii importante. Balanță, în prima parte a zilei sunteți cam visător și aveți tendința să neglijați probleme importante pe care le aveți de rezolvat. Nu este momentul să începeți noi activități. Scorpion, s-ar putea să plecați într-o delegație anunțată în ultimul moment. Cu toate că apar dificultăți, reușiți să vă descurcați foarte bine și să rezolvați toate problemele. Săgetător, sunteți în formă și bine dispus, iar relațiile cu cei din jur decurg fără probleme. Aveți mari șanse de reușită în toate activitățile legate de cămin și în societate. Situația financiară nu vă satisface, dar vă veți redresa curând. Capricorn, puneți suflet în tot ce faceți și sunteți hotărâți să terminați tot ce ați început. Sunt favorizate câștigurile financiare și puteți să vă afirmați în societate. Vărsător, s-ar putea să nu reușiți să vă respectați programul stabilit pentru astăzi din cauza unor evenimente neașteptate. Stabiliți-vă clar prioritățile și concentrați-vă asupra chestiunilor importante. Pești, este posibil să deveniți indispus și irascibil, probabil din cauza oboselii acumulate în ultima perioadă. Există riscul să declanșați conflicte cu cei din jur. Atât pentru moment. Eu vă doresc o dimineață frumoasă! Mulțumim tare mult!